Salutare acolo, MCN-ul aici, Micuțu Cosmin Nedelcu sunt și te invit să urmărești acest episod de podcast, primul episod din sezonul 3, în care i-am invitați pe doi dintre actorii mei preferați din tânăra generație, pe Carol Ionescu și Anca Munteanu, pe care îi puteți vedea în filmul Team Building, care este deja în cinema și vă sfătuim să mergeți să râdeți împreună cu noi. Pentru că da, este un film absolut amuzant, iar cei doi fac niște roluri acolo, execută niște roluri absolut senzaționale. Le mulțumesc frumos că au fost invitații mei și le mulțumesc membrilor care au stat până acum cu noi, degeaba, efectiv, pentru că vara asta nu prea s-a întâmplat mare lucru pe canal, dar a venit specialul, iată că a venit iarăși MCN Podcast și din octombrie, probabil de pe data de 20, o să înceapă MCN Live, adică Micuțu cu Nicolae Live. Într-un show de debate, o să vedeți, o să avem public live, probabil chiar din membrii, format și telefoane de la oameni, în general, cu care vrem să discutăm. Le mulțumim foarte mult sponsorilor noștri, zidoshop.ro, iată, avem căști noi de la zidoshop.ro, să sperăm că ne vor tot da echipament, pentru că avem nevoie, echipa noastră se mărește, iată Sorin este în spatele camerei acum și urăm bun venit aici la MCN și ce sponsor mai avem? Așa, Fine Store, mulțumim frumos Fine Store pentru că încă sunt alături de acest podcast și atât. A, și mulțumim frumos Yup. Un nou device, Yup, bine, nu mai e chiar așa nou, pentru că lansarea a fost făcută acum ceva timp, dar puteți să vapați CBD, ceea ce mi se pare absolut senzațional, cât timp iarba nu este legală, adică marihuana, cannabisul, cum mi se mai spune. Cam asta ar fi de aici de la MCN, vă mulțumim frumos că sunteți lângă noi și ne vedem la episodul următor. Nu trebuia să zic asta. Și atât. Dragi actori, v-am chemat aici, la acest podcast, fiind primii invitați ai acestui... acestui... Se vede că n-am mai vorbit la microfon de mult. Fiind gazdă, căci la podcasturi am fost. Am văzut. Și am mâncat căcat. Asta mă... Eu nu înțeleg de ce... În fine. Acum ești în poziția în care nu ești nevoit să mănânci căcat. Da, sunt poziția în care țin o tăviță și... Give me that shit. We will. Okay. We will. O să ne storci ca pe niște portocale. Nu, n-aș vrea să vă storc ca pe niște portocale. În primul rând aș vrea să vă mulțumesc că ați venit la acest podcast. Și noi mulțumim. Și noi mulțumim. Noi împreună, pentru că acum suntem o echipă. Da, da, sunteți Carol, o echipă. Suntem o echipă. Știți de ce v-am chemat pe amândoi? Pentru că avem aceeași vârstă? Pentru că avem același tată? Nu cred că aveți același tată. Nu, v-am nici chemat pe amândoi pentru că faceți parte din aceeași generație, corect? Da. Ați terminat amândoi în aceeași clasă la un ATK? Da, dar Carol a rămas. Da, eu n-am rămas repetent, am fost exmatriculat. E mult mai bad boy să fii exmatriculat. Okay. Corect. Tu chiar ai fost exmatriculat? Da, frate. Da, da, da. Din un ATC? Da, frate. Stai așa un pic. Eu v-am chemat, da, eu crezând că ați terminat amândoi în același an. Licența. Da. Și că aveți același gen de umor, care mie îmi place foarte mult. Da. Și un umor pe alocuri absurd la Carol, pe alocuri absurd. De fapt, în principal e așa, iar la Anca este iarăși full blown absurd. Sunteți doi oameni pe care sper să-i văd și pe scena stand-up-ului românesc. E o posibilitate. Da. În viitor. Pe Anca am văzut-o la niște open mic-uri. Da? Da. A, ce tare, nu știam. Pe tine nu te-am văzut la niște open mic-uri, dar abia aștept să te văd. Da, cu cât... Asta e altă discuție, dar cu cât amâni mai mult, cu atât mai greu va fi. Asta mă gândesc și eu. Am în notes un folder care se numește glume și am notat. Păi asta și o să le cern și... Nu trebuie neapărat, poți să le cern pe scenă. Eu am un stand-up special pe care l-am scris. Pe bune. Notes. Asta e mult mai evolat. Da,
nu știu, durează vreo 40 de minute, 45. A, dar l-ai scris înainte să urci prima oară la, la Open Da, Mic. Da, da. Adică e one woman show, dar scris cu intenția de a fi spus, de a fi performat într-un cadru de stand-up comedy. În regulă. Și așa, și asta, de, v-am chemat pentru că sunteți doi oameni pe care îi admir, care mi se par foarte amuzanți și oricât de bătrânește ar suna, un soi de reprezentanți ai tinerii generații de actori. Sună bătrânește, dar nu știu cum să formulez altfel, dar nu prea am... Poți să spui la finalul fiecarei propoziții care sună bătrânește, top. Top. Ah, da, top. Cei mai bombă, printre cei mai bombă tineri actori, reprezentanți ai generației top care vine din... iarăși vine din urmă, asta e iarăși un căcat. Da. Să cred că a zis-o și Demrădulescu. Da, da, pe oricine, da, cred că a spus-o în, în, după ce a depășit 35 de ani. Da. Involuntar îți vin cuvintele astea bătrânește așa de... Pentru că cred că vrei de exemplu, clorexpexin. Nu știu dacă există clorexpexin, dar e ceva ce aș lua. Da. Dacă mi s-ar da. Că am senzația că îmi tratează cervicala. Uh-huh. Ai și tu probleme cu cervicala? Ce probleme? N-am. Așa, și de asta v-am chemat și aș vrea să descoperim împreună anumite lucruri. O să vorbim și despre team building, despre film, o să vorbim și despre teatru, yes, pe care îl practicați încă amândoi. Încă, da. Still am, going strong. A fost, da, un încă strategic ăsta plasat acolo. Da, pentru autoritățile care se uită la noi și faceți ceva, dați-ne bani la cultură, frate. Da. Eu mi-am pregătit un discurs un pic mai amplu în dimineața asta, te că rog, făceam duș despre, despre finanțări, despre cum este finanțat. Doamne, ce bine că a venit o fată cu temele făcute. Te rog. A, e, a, acum e momentul? Hai, îmi imaginam că va fi mai pe la jumătate. Nu, hai să începem cu discursul. Păi... Discurs, doamnelor și domnilor. Te ajut, te ajut. Dragi autorități române... Dragi autorități române, eu am scris câteva piese de teatru pe care vreau foarte tare să le pun, să fie jucate într-un teatru de stat, de preferat. Cu toate că teatrul independent e grozav, dar teatrul independent s-a născut dintr-o necesitate de a pune texte, de a juca, de a monta, de a face teatru altfel și mi s-ar părea fantastic ca banii de la cultură să ajungă mai facil și la mine și la Carol și, și la toți ceilalți tineri artiști care își doresc să facă artă ca lumea, nu superficial. Cum știm că se face și voi știți cine sunteți. Dar cum, adică cine ar trebui să judece care e arta reală și care e arta superficială? Asta cred că e foarte complicat și cred că și ei discută asta. Cred că poți să tragi o linie mai clară, că sunt foarte mult, e o zonă gri acolo, clar, dar cred că e o linie clară de la festivalul Hai să dansăm Țopa Țopa, care așa se numește, să zicem. Așa. Și festivalul de festivalul de teatru și film Șerban Ionescu din de la 2 mai pe care l-am organizat anul ăsta. Adică sunt anumite proiecte culturale care sunt, care au niște organizatori foarte preocupați și de publicul țintă și de conținutul pe care îl fac. Acum că e bun sau rău, asta e de gustibus, asta nu știu într-adevăr cum se decide, dar cred că e undeva clar când se cheltuie bani pe degeaba versus când se cheltuie bani pentru un produs, un conținut cu o adresabilitate și cu un concept puternic pe dedesubt. Da, sunt de acord. Tu ai făcut vreun festival? Eu m-am pregătit pentru această întrebare astăzi. N-am făcut eu un festival, dar am organizat un festival de teatru pentru adolescenți timp de 5 ani la Bacău. ID Fest. Unde l-am și cunoscut pe Carol, da, de altfel. Acolo ne-am cunoscut, la Bacău. La Bacău. Și am experiența asta de organizare de festival. Deci își putea spune eu că da. Eu îți ridicasem la fileu glum. A, gluma. A, da. Am repetat-o, eu, frate. Poți mă mai întrebe de dată? Tu ai făcut vreun festival, Anca?
Nu încă, dar inspirate de Carol. Nu era așa. Nu, eu nu am făcut festivalul Gelu Munteanu. Bun. Era așa? Așa era. Da, dar pe tatălui deci, ea pe tatăl meu îl cheamă Gelu Munteanu și pe tatălui Șerban. Șerban Ionescu, iar el a făcut festivalul Șerban Ionescu și Gelu Munteanu o să fie la anul. Doar că Șerban Ionescu a fost actor. Actor. Și tatăl tău este chimist. Festivalul de chimie. Deci poate fi un festival de chimie. Da. Da. Galvanizare. Ok. Un festival al galvanizării. De ce nu? Da, uite, direct aș da bani pentru așa ceva. Știi că n-aș înțelege despre ce e vorba. Cuvântul. Și în momentul ăla aș fi, bă, tinerii ăștia sigur își doresc să culturalizeze lucrurile prin în România. Galvanizare. Prin galvanizare. Da. Sunt niște căzi foarte adânci și metalul trece spune-le lor, prin diverse procedee. Într-o cadă există anumiți acizi, după aia piulițele și șuruburile se varsă într-o altă cadă, după aia într-o altă cadă și după aia sunt acoperite cu un strat protector împotriva uzurii, a ruginii, ruginei. A, de aici și piesa Galvanize. Yeah. Mm-hmm. Pe care o știu atât de bine. Pe asta e, despre asta e vorba. Deci tineret, știință, cultură. Da. Da. Și sper să primiți banii pentru pentru proiectele astea. Iar și nu neapărat noi, nu neapărat noi, dar oricine vine cu un proiect bine pus la punct, bine pus la punct, vă rog. Da, și mai există această problemă la sectorului independent că majoritatea finanțărilor, majoritatea proiectelor sunt cofinanțate de AFCN, Asociația Fondului Cultural Național. Și în fiecare an mai termină niște generații care vor să facă proiecte, pentru că e greu să intri în teatrele de stat. Și sunt foarte multe proiecte foarte bune scrise, dar banii sunt foarte puțini, de fapt, la AFCN, comparativ cu câți bani primesc teatrele de stat și alte instituții de cultură. De fapt, da, problema e nu că se dau neapărat bani la proiectele nepotrivite, că nu asta ar trebui să dezbatem, ci că sunt foarte puțini bani, punct. Ne-am înțeles. Că ar trebui să fie bani pentru toată lumea, să-și facă toată lumea. Mm-hmm. Da, pe de altă parte și la sănătate sunt foarte puțini bani. Exact, da. Și la sport. Da. E o listă lungă. Că de asta, știi, în momentul în care vine un actor talentat care ia un premiu la un festival internațional, România se gudură. Uh-huh. Când un sportiv ia o medalie de aur, România se gudură. Al pentru nostru. Că, da, e al nostru și a reușit cu foarte puțin. Da, deci se poate și așa. Deci cu foarte se poate puțin. Și așa. Dar nu e, adică a reușit foarte greu cu foarte puțin. Asta foarte greu. Ne gândim și la David Popovici. Știu, dar în momentul în care tu vezi o reușită, e foarte greu să explici omului prin ce ai trecut ca să ajungi la reușita respectivă, pentru că de obicei ești deja, ai niște grade în mintea oamenilor care zic, băi, tu ai deja un talent de la Dumnezeu. Ești cumva foarte bine. Ți s-a ești facilitat bine. Într-un fel sau altul obținerea premiului sau medalii. Da, și nu poți să, adică nu știu cum exact, nu poți să explici. Nu există o cale de a comunica asta cât mai clar. Adică ce poți să faci? Să te duci să protestezi? Nu e. Cred că soluția e o... Bă, e și asta o soluție. În momentul în care scopul e precis și... E și asta o soluție, dar suntem... Și cererile sunt... Dar nu contează. Și cererile sunt clare și de bun simț și... dispuneți de organizare bună, eu cred că se poate organiza un protest. Da, da, cu ce ajută un protest? Eu cred că e nevoie de politici publice. De... Nu, în sensul că și un protest poate să fie o cale de a comunica asta, dacă ai niște puncte clare de adresare, adică știi ce vrei. Exact. Nu că vrei, we want, what we want, change, when we want exact. It, change. Dar asta noi acum despre ce vorbim mai exact? Despre ce ați reclamat mai devreme. Faptul că sunt puțin bani la cultură. La cultură. Ah, ok. Da, pentru că am ajuns la sport, la David Popovici, la iartă-ne David Popovici, la toată... Da, iartă-ne iarăși. Mentalitatea mi s-a părut foarte drăguț cum toată lumea a acaparat momentul de reușită a lui David Popovici pentru a-și... A reușit cumva. Pentru a-și spune propriul lof sau pentru a obține like-uri și... Încă un plus de credibilitate. Iartă-mă pe mine că
Da. Da, chiar eu am uitat. Țara asta nu ți-a oferit. Că generația ta muncește și... Că n-am pavat drumul pentru tine. N-am pavat. Cum ar fi trebuit. Exact. Și nu sunt mult mai în vârstă decât tine, David. Dar ascultă-mă că spun. Tu să nu faci ca mine. Tu să pavezi, tată. Da. Lasă notul, pavează. Ia sculele și pavează pentru cei ce vin în urma ta. Exact. Și iată-mă și pe mine la 27 de ani cu în urma ta. Cei ce vin din urmă. Exact. Pentru că... Cei ce vin din urmă. Da. Ce v-a prit în existența voastră la un ATC și ce v-a lipsit în existența voastră la un ATC? Un subiect fierbinte acum, la peste care mă tot pe social media. Vrei să pentru mine cei 3 ani de licență au fost îngrozitori din foarte multe puncte de vedere. Și mi se pare că am primit un tratament all-inclusive, un ATC, așa cum e el criticat în social media astăzi. Adică? Adică hărțuire, bullying, felul în care se vorbea despre corpurile noastre era extrem de toxic și... Mai ales la fete. Mai ales la fete și am avut tulburări alimentare cei 3 ani din cauza mediului în care am ajuns. Se cultiva o competitivitate foarte mare și foarte ciudată, pentru că noi eram la facultate, nu știu în ce fel ne ajuta să fim în competiție unii cu alții, dar cei drept am ajuns să ne purtăm foarte urât unii cu alții și cred că i-a încurajat pe alții să se poarte foarte urât cu mine. Și nu simt că am învățat neapărat actorie în aia 3 ani, doar am fost traumatizată din mai multe părți. Dar pe de altă parte am cunoscut, am avut niște proiecte la regie care au fost foarte frumoase și plăcute, pentru că aveam libertatea asta de a lucra împreună cu colegi și preț de câteva examene. Nu mai existau niște profesori care să ne impună niște standarde complet învechite. Da, într-adevăr, asta e frumos. Deși este o căutare în întuneric, așa, lucru cu studenții la regie, pentru că nici unii nu sunt experimentați, e ceva frumos că se întâmplă împreună și descoperi cumva lovindu-te cu capul de alea de lucruri și nu mai ești îngrădit de niște... Da, da, așa era și pe vremea mea. ca o mică paranteză, și de asta v-am chemat pe amândoi, pentru că știu poziția fiecăruia vis-a-vis de lucrurile pe care le-ai zis mai devreme și știu, de exemplu, că adică eram curios, nu că știu poziția ta, nu știu poziția lui Carol, știi? Și intuiesc așa cam care e poziția lui, dar și voiam să o aflu. Deci eu am pus o întrebare din două părți. Prima parte a fost cu ce v-a ajutat, a doua e ce v-a lipsit. Ai început cu lucrurile rele din start, da. Ceea ce presupune că lucrurile pozitive nu au fost foarte multe. Nu, adică în felul în care percep acum toată experiența aia, nu, a fost traumatizant din foarte multe puncte de vedere. Și ce m-a ajutat, cu ce te ajută o experiență traumatică? Cu faptul că iată-mă astăzi aici și că am învățat să o depășesc și că... Te-a făcut mai puternic. Da, da, ce bine. S-a întărit șoriciul. Da, asta da. Este... Aș prefera să nu fie nevoie, dar... Știu ce zici și eu am aceeași... Multe erau nenecesare, adică... Nu, dar n-ai senzația că această competiție și competitivitate intervine și natural? Adică nu trebuie neapărat cultivată? Eu cred că vine natural din... Nu, adică nu se întâmplă la un ATC asta, din societatea noastră, de la liceu încă. Ca, de da. Ce a luat Dorel 10 și tu la 7, din Carol? Școala generală, da. Da. Din grădiniță, de fapt. De când desenul tău e mai bun decât desenul altul. Da.
Sau invers. Da, dar... Dar într-adevăr, cred că sunt niște valențe pe care le capătă această competitivitate, adică... Competitivitate. Adică poate să te ajute, să te împingă sau poate să-ți... Sau poate să încurajeze bullying. La noi în an era... Da. Adică a fost foarte mult bullying. Ce înseamnă bullying? Asta eu sunt foarte curios. Foarte des și la grădiniță încerc să... să traduc bullying. Nu, ce înseamnă în situația ta? Că în principiu cam toată lumea are o definiție a termenului. Înseamnă glume, glume nepotrivite, glume care, care trezesc teamă, înseamnă amenințări. Da, din partea colegilor vorbești acum? Da, da. Deci ne referim doar la colegi în momentul ăsta. Ok. Deci miștouri care ți-au rănit excludere socială, glume foarte urâte, care sunt, sunt doar niște glume, nu sunt doar niște glume. Adică dacă cineva plânge și nu râde, nu e o glumă. Nu e amuzant să îi testezi limitele unei persoane doar pentru că se află acolo, doar pentru că ți se pare ție amuzant. Și eu am folosit de multe ori scuza asta. Ce frate, e doar o glumă, dar în retrospectiv îmi dau seama că am rănit oameni făcând asta. Bă, asta e o chestie foarte interesantă și îmi pare rău că nu e și Nicolae aici lângă noi. Că noi după ce am terminat facultatea, în speță eu și el, am fost acuzați de, de exact de ce spui tu. Adică de un soi de bullying. Știu despre de aceste miștori care n-au fost la locul lor. Și de faptul că am rănit efectiv niște oameni. Adică niște oameni care au mărturisit, niște foști colegi care au mărturisit că au fost maltratați. Aproape, da, 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 da. O chestie care pe mine efectiv m-a șocat. Adică nu... nu da, că nu te așteptai, nu te gândeai... Da, adică... nu mă așteptam pentru că eu am ținut în egală măsură... Bine, la unii driver mai... Dar în general, în egală măsură la toți colegii mei, știi? Și dacă au fost niște glume... la care eu sau Nicolae am râs, noi supunându-ne unul pe, și pe, pe celălalt la același tratament, adică nu nu știu cum să zic, între știu, noi nu era o chestie cu mănuși de statut, și, da, voi vă luați de ăla slab. Exact, nu, înțeleg, înțeleg, toată lumea era în același habitat. Se... De aici intuiam vis-a-vis de de părerea de mea. Poziția ta. Da. Pentru că și tu ești în aceeași zonă vis-a-vis de miștorile pe care le faci la adresa oamenilor, dar lucru pe care îl observ și la tine e că nu sunt cu răutate, ele sunt, pentru că asta am spus de fiecare dată, Nicolae când a făcut miștouri la adresa mea și chiar mi-a tăbăcit pielea în primul an și datorită lui știu să iau un mișto în ziua de azi, deși eu am un caracter foarte sensibil, anapoda la, da, și sensibil. Deci deși s-a întâmplat chestia asta, după aia, pentru că era în caracterul nostru de băiețeală, să-i spunem așa, să facem miștori, a fost o chestie care ne-a distrat și aveam senzația în momentul ăla, pentru că nimeni n-a fost în situația de a plânge, adică noi să-l vedem că plânge și să, sau să, zică, noi să bă, continuăm stop. Și să... Da. Și niciodată miștorile n-au fost de genul ești grasă, ești proastă, ești prost, ești gras. Nu, noi, noi știu... catalogându-ne ca fiind da, unul prost, unul gras, gras, da. Unul gras și prost. Generația noastră unul... a fost foarte multe glume. Eu știu că, da, asta vreau zic, eu asta proaste. Încerc să înțeleg. Cred că e o deosebire foarte, nu foarte fină, e destul de clară când gluma, că asta, apropo de poziția mea, eu îmi dau seama că de multe ori cât am făcut mișto, n-am putut să mă abțin, deși nu era neapărat nevoie să fac, pentru că mi se părea gluma prea, prea bună, bună ca să nu o spun. Exact, exact. Dar uneori, victima glumei s-ar putea să fie afectată mult mai dar tare. Dar când, când, Anca, când devine omul respectiv o victimă? Atunci pentru când că tu se ești, invadează tu intimitatea, atunci când... Nu, mă refer la, la victima unei glume. Da, da, da. Ah, ok. Atunci când, când, când întreg grupul, face mișto de tine, pentru că e, e amuzant. Întreg da, gen, grupul? Dar, da, dar, dar nu e amuzant. Adică, nu știu cum când... să zic... Eu tu, știu, cred că... Tu știi despre... Adică da. Eram la aceeași masă, doar că nu eram în aceeași poziție. Nu e, nu mai e funny... Deseori.
Nu mi-a luat atât de mult bullying. Tu nu ți-ai luat? A, da. Normal că asta nu, insinuiz. Carol. Că tu ai dat. Da, știu că am dat. Am înțeles. Am dat de multe ori. Dar vreau să spun că... Tare să scoți casca. Chiar asta. Asta dar, am crezut că vreau să zic că e o greșeală când... Când faci glumele astea, să zicem că toată lumea suntem în aceeași poziție, nu știu ce, dar e vizibil că nu mai e o glumă, ci e doar o înțepătură și doar e la tași pe ăla, adică nu mai e, că nu mai e haios, adică e clar că nu mai e haios, nu știu cum să spun, nu mai e haios, e doar că e dificil de spus așa în general, trebuie să iei un moment și să-l analizezi pe ăla, de exemplu dacă mă făcea pe mine cineva orfan, să zicem, nu s-a întâmplat asta, dar dacă mă făcea și ceilalți râdeau, doar pentru că râdeau aia nu înseamnă că e funny. Când nu e nicio construcție comică. Scuze că te întrerup. Da, e adevărat. Există diferențe între glume, dar e evident că într-un grup care se presupune că ar trebui să fie sudat și într-un grup cum e la teatru în care noi lucrăm cu sufletul, noi lucrăm cu corpurile, noi suntem unul, noi suntem o familie, noi suntem, nu știu ce, noi n-am avut discursul că noi suntem o familie, nu, dar la alte facultăți există? Ce? Ai băgat de la tine acum, zic. Da, am băgat. E evident când una dintre persoane este terorizată în continuu de glume, de farse, de tot felul de insulte care sunt livrate ca și când ar fi sarcasm. Nu e ok să insulți, de ce? Dar dacă eu întreb ca să înțeleg. E posibil oare ca... Dacă se întâmplă mai multe glume de genul ăsta, la un moment dat să mai pierzi din vedere tu ca victimă, să pierzi din vedere că și să ai senzația că toate glumele sunt din același registru și că pleacă dintr-o răutate și... Întreb, nu, pentru că, adică, nu știu, din experiența mea în facultate era foarte dificil. Eu, cel puțin, n-am fost învățată limite clare. Iar la facultatea noastră de actorie suntem încurajate să ne depășim limitele. Și de acolo se pot naște glume foarte amuzante, pe care le făcea Carol deseori, nu știu, chestii super exhibiționiste, foarte amuzante. Mi-a arătat puța, Cosmin. Nu neapărat, se trea pe jos, făcea lucruri din astea, care erau amuzante în context. Dar ne învățând foarte clar limite și fiind încurajați să le depășim și să acceptăm... cum se numește? Turmă. Da, instinctul ăsta de turmă, că da. Vezi că face... Și când profesorul de an spune despre femei că ele sunt ca niște flori care se ofilesc foarte repede, când spune, când te învață tu, ca actriță, nu poți să fii vacă și să-i zici regizorului nu, dar nu poți să fii nici proastă și să-i zici regizorului da, trebuie să-i zici mereu poate. Adică se referă aici la... Da, atunci când regizorul vrea să facă sex cu tine pentru că tu ești actriță. El nu... Vrei să și numești? A, da, persoane? Florin Zanfirescu. Tata Z. Și foarte... Adică acest discurs super problematic pe care nu era chestionat de nimeni, eram așa, ba, asta e o lecție de teatru, ok, atunci înseamnă că așa ar trebui să mă port pentru că așa e în teatru, lumea e rea în teatru, mari actori erau foarte răi, dar tu trebuie să fii mai rău, trebuie să te descurci, trebuie să te strecori, etc. Și da, e așa, o foarte nebuloasă, e un amalgam de emoții, majoritate negative pe care le-am da, eu. Da, și se întrepătrund și nu-ți mai dai seama... Da. Da, bineînțeles, adică pe mine m-a ajutat să-mi dau seama că trebuie să fiu foarte clară în legătură cu cine mă înconjor și să știu cam unde e limita mea și să eu să fiu conștientă de ea și să o impun. Asta am învățat și eu din facultate, să setez limite. Să setezi limite, adică am învățat. Am avut revelații atunci. Mm-hmm. Eu încă n-am învățat. Adică sunt într-un proces de învățare. Dar, da, pentru că
Și pentru că, și nu știu dacă asta e valabil doar la un ATC, dar nu există, parcă nu există o curiculă, dar nu numai curicula de învățat acolo ce se învață, nu știu, dar nu există niște reguli de etică. Și pentru că în artă e toată această, cum spunea și Anca, libertate și emoții, nu știu, la un dat ideile se întrepătrund și nu mai știi ce e ok să faci și ce nu e ok. Adică o lipsă de limite te... Ai senzația că ești condiționat să ai o lipsă de limite, când de fapt... Da. Care pe de o parte, într-adevăr, meseria noastră e bună, o lipsă de limite în meserie. Când, în procesul de creație, când construiești un rol, este necesară o lipsă de limite, ca să poți să te duci, să încerci totul și după aia să vezi ce păstrezi, nu știu ce. Dar după aia, într-adevăr, în viața personală, viața de civil, de miren, cum spuneau preoții pe vremuri, e greu, nu-ți dai seama, și mai ales că ești student și ești, da, ne îmbătăm. Și ești și histrionic, facem, pentru că ești la actorie și ești foarte enervant pentru că ești la actorie. Da, da. Deci, și eu, adică și eu eram parte din grupul ăsta de bully și știu că în interiorul lui se, nu o să numesc nume, acum că nu contează, nu era, adică nu erau doar bully, ei nu erau doar bully, oamenii ăștia, nu, dar erau, aveam, cumva dezvoltasem o ierarhie toxică așa, în care nu știu cum a fost la tine și la Adiță, de exemplu, dar aici era, nu mai era pus accentul pe glumă, sau nu mai era importantă gluma, era important cât poți să cari, adică du-te dracu, ești prost, muie, caca, pipi, nu mai era o construcție comică, să zicem, la mișto, știi? Și se crease această toxicitate în care și noi, că eram, între noi eram buliuiți unii de alții și era foarte interesant să vezi un om din grup care e buliuit de alți oameni care erau ierarhic, ca stat tot mai sus în grup, și după aia ei la rândul lor, când erau singuri, nu mai erau la masă, buliuiau la rândul lor, știi? Dar chiar tu ai buliit vreodată? Nu cred. Adică eu... Eu am buliuit și am fost buliuit în ba da, liceu. Ba da. S-a întâmplat la repetiții în anul 3. Cum se întâmplă în grupuri și mai ales la teatru, o persoană devine oaia neagră. Da. Și am fost și în poziția de oaie neagră, mai multe ori și în poziția de opresor. Încurajată de liderul, de regizor, de profesor, de așa, da, găsești o persoană vinovată. A, nu și-a învățat textul. A, nu pot să cred că nu-mi dă replica aia bine. Nu pot să cred că e așa proastă. De ce e așa proastă? De ce nu poate să fie mai bună? Că din cauza ei nu iese. Da, exact. Se exacerbează de la, probabil, într-adevăr, o greșeală pe care o face omul. Asta acum în procesul de creație. Și pentru că toată lumea vine cu energia negativă înspre el, omul ăla devine oaia neagră. Chiar dacă, de exemplu, a greșit doar o dată, toate problemele care se întâmplă ulterior sunt din cauza lui, pentru că e proastă, că e urâtă, că e netalentată, că e netalentată. Da, veșnicul, veșnica discuție despre talent din facultatea și, asta. Da, s-a întâmplat. Adică am noi în un ATC la realism psihologic suntem mari fani Palme reale. Oh, da. Adică, nu știu, Palma deseori era văzută ca fiind o răbufnire de mare talent. Wow, i-a dat o palmă, da, și a trezit o reacție. Da, da. Ai trezit o reacție. Și eu, pentru că sunt înaltă, am deseori jucam femei puternice și trebuia să dau palme. Și mamă, deci, pentru că aia era actorie. Ce palmă a dat, wow. Da, deci da, am, ca să revin la întrebare, da, și eu împreună cu grupul am exclus-o pe una dintre colegi și o învinovățeam pe ea că nu iese bine, dar desigur mi-am dat seama mai târziu că clar nu era asta și dacă am fi învățat niște principii din astea de lucru în echipă, de solidaritate, am fi văzut că e o problemă legate de coordonatorul acelui spectacol, sunt mai multe probleme care nu țin neapărat de noi și da, cred că lipsește tocmai un set de reguli care să-ți permită să poți să te manifesti liber deopotrivă, dar și să ai niște limite față de limite pe care nu le încalci, pentru că iarăși dacă vorbim de abuz, că victima unui bullying e un abuzat, e un tip abuzat, dacă vorbim de abuz, iarăși ar fi o componentă importantă să știi tu să-ți setezi limite.
Adică nu spun acum că toată vina e la ăia care au fost abuzați că n-au știut să-și seteze limite. Dar nici asta nu te învață și și ăsta ar fi un instrument pe care eu acum vreau, când sunt abuzat eu în viața de zi cu zi, lucruri mici, nu vorbesc de un abuz, încerc să pornească de la mine chestia asta, pentru că asta e singurul mod în care pot controla. Dar dacă exista la, ne spuneau ăștia, la cuvântul înainte, băi, aici e încurajată depășirea limitelor și iarăși histrionismul, să zicem, creativitatea, încurajat tot, dar totuși hai să stabilim, nu, femeile nu siepe sau vaci sau cum se mai spunea, pentru că s-a mai spus asta și băieții nu sunt proști sau autiști sau retardați sau mai știu ce, știi? Un lucru pe care eu am crezut că l-am scuturat din liceu, că știam că suntem tâmpiți în liceu și spunem, bă, retardatule, bă, homalăule, nu știu ce, și am zis, a, facultatea de teatru, aici citim Shakespeare, nu știu ce, haide să, sigur, o să bem un pic, o să ne îmbătăm, o să facem prostii, dar când o să fie vorba de discuții dezvoltate pe anumite criterii, o să fim toți pregătiți. Dar adevărul e că nu e așa și nu e din cauza, adică sunt mai multe circunstanțe, evident, dar nu e din cauza studenților care nu știu pe ce lume sunt. Da. E din cauza faptului că nu există un set clar ca tu să poți să te dezvolți și să faci miștouri cu prietenii, între prietenii ca prietenii, fără să cadă în bagiocură, știi? Da, asta pentru că e și un... Cred că e și lejer să transferi vina în domeniul ăsta. Nefiind ceva concret cum e chimia. Exact. E foarte simplu să zici e vina actorului sau e vina studentului, nu e vina mea, a regizorului sau a profesorului, că n-am știut să... Și viceversa. Eu știu că am învinuit mulți profesori pentru neajunsurile mele. În mintea mea atunci mi-am spus, măi, ești prost. Da, cred că în ATC, așa cum l-am experimentat eu la licență, la actorie, n-am primit feedback. Ok, adică nu prea știm să dăm feedback. Am învățat să dau feedback mai târziu la masterul de scriere dramatică. Adică nu ești prost, nu ești netalentat. Pur și simplu replica aia n-are atitudinea potrivită sau ai grijă, ceva nu funcționează. Da, da, asta e o n-avem niște termeni specifici cu care să dăm feedback, așa că ajungem să ne frustrăm și să folosim trei cuvinte. Prost, netalentat și habar n-am. Nu știu care ar fi al treilea. Și în contextul ăla, cred că e simplu de zis, păi, dumneata m-ai băgat în facultate, până la urmă, nu? Adică, eu proști și netalentat? E simplu de zis dacă ai coițe, să zicem, sau dacă ești... Dar la un moment în care ești... Acum vorbim de relația profesor-student, bănuiesc, nu? Da. Cred că e dificil pentru anumiți studenți să poată să spună asta anumitor profesori. Da. Sau să-și dea seama chiar că sunt, nu știu, dacă abuzat sau maltratat, știi? E... Vedeți că aveți apă, scuze-mă. A, mersi. Ce tare, eu muream de sete de jumătate. Cred că e dificil să-ți dai seama. Asta... mersi frumos. Cred că e foarte dificil să-ți dai seama. E un spectacol, scuze. E un spectacol foarte bun care a avut premiera la Cluj, la Reactor. Se numește Visul și se joacă în București pe 9 octombrie, care e despre hărțuirea în universități și e, mi se pare că articulează foarte multe dintre tipurile de hărțuire, de abuz, așa, din facultățile astea de teatru, mai ales. Și e de să urmărit. Să mergeți să vedeți. Da. Aș fi curios. Eu, iarăși, în discuția asta sunt complet neacoperit, adică eu îmi dau cu părerea de niște idei pe care... Încerc eu să le desprind din principiile mele, dar nu știu să zic asta e problema sau asta e soluția. Și tocmai asta cred că e o zonă foarte gri, având în vedere că e vorba de artă. E plin de nuanțe aici. Să iei ăla e vinovat, dar și ăla e vinovat, dar și ăla. Exact, plus că... Dar cred că, iartă-mă, cred că poți să previi anumite situații de abuz și abuzator dacă ești într-o... Dacă ești înarmat cu empatie, în primul rând, să-ți dai seama, bă, dacă eu îi spun ăsta, mie mi-ar plăcea să fac asta, să primesc asta, să fiu rănit așa, și doi, dacă tu poți să setezi niște limite. Bă, eu nu sunt ok să înghit asta de la colegul meu sau de la profesorul ăsta, chiar dacă el e profesorul meu și e autoritate. Și o să spun și o să mă coste, probabil, dar eu cu mine sunt mai ok. Ai nevoie și de
suport, de un grup de suport. Pentru că dacă n-ai niciun prieten, nu încerci să te împrietenești cu ăia răutăcioșii. Să fie acceptat într-un fel. Da. Da. Dar vrei să le câștigi. Când ai încotro. Mi-am dat seama, da, trebuie să aparții. Da. Mi-am dat seama și chiar mă gândeam la asta ieri, gândindu-mă că veniți la podcast, că mi-am dat seama că ce lipsea în perioada în care am fost eu în facultate și nu știu acum cum e, dar probabil va lipsi și vouă, un reprezentant sau mai mulți reprezentanți ai studenților. Sunt, cred. Și în anul nostru. Eu am... Liga studenților, nu știu în ce s-a transformat acum. Da, asta, noi n-am avut această Liga a studenților, nu s-a... Adică, știi că mi se pare că probleme de genul ăsta s-ar putea găsi o soluție pentru ele dacă treaba ar fi destul de bine organizată și în momentul în care tu ai niște reprezentanți, tu student fiind, da, se poate e mult duci. Mai, da, e mult mai simplu să te duci la reprezentantul tău. Ca să ducă în forul. Momentul ăla, confruntarea nu va fi direct cu profesorul și asta poate, cum să zic eu, poate să te ajute să... Nu, poate facilita. Hai, da, nu, în sensul că profesorul în momentul ăla există riscul mult mai mic de a abuza de puterea pe care o are, știi? Uh-huh. Da. Când nu e confruntarea directă student-profesor. Uh-huh. Și când tu ești reprezentat de cineva și... Și într-un spațiu... Și într-un spațiu organizat, da, care are reguli. Acum am înțeles că există la un ATC o comisie de... Mă rog, ea exista comisia de etică, dar nu știam ce drepturi avem. Adică, ideea e că încerci să nu intri în conflict cu persoanele care sunt în poziții de autoritate, pentru că ai impresia că dacă nu le faci lor pe plac, nu o să te ia în licență, după aia nu o să te bage în teatru, nu o să ai vor vorbi rău despre tine și apoi lumea teatrului nu o să te primească. Da, și sunt niște frici. Sunt, nu știu, sunt foarte multe straturi acolo referitoare la de ce ți-e teamă să reclame anumite chestii care sunt... Bă, da, okay. Eu am pățit când am jucat pentru prima oară în teatru după ce n-am terminat masterul cu un actor... Nu l-ai terminat? Nu l-am terminat. Cu un actor experimentat și mai în vârstă, care la un moment dat în timpul spectacolului a venit și aveam un schimb de replici și m-a întors cu spatele la public ca dumnealui să fie cu fața. Top. Exact, cum spun tinerii. Dar asta, știi, m-a pregătit un ATC pentru asta. M-a pus în poziția în care să... Nu m-a pregătit, dar... în fine, da, revenind, cred că asta e o soluție. O să am, oricum, o să fac partea a doua de podcast și cu Liviu Lucaci. Și să vorbim exact ce s-a mai schimbat. S-au mai schimbat lucruri din câte știu că s-au mai schimbat. Știu și din, eu știu și de la el, dar știu și din partea elaltă, știu și din școală. Și știu că, apropo de ce v-am spus acum cu organizarea, acum treaba e mult mai bine organizată. Da, asta e adevărat. Adică acum apare că cineva gives a fuck. Și în fine, o să avem un podcast și o să discutăm despre asta. Dar da. El sigur știe mai bine să răspundă la anumite întrebări decât da. Mine, cel puțin. Eu mă simt neapărat. Dar nu e vorba de a ști mai bine, e vorba de experiența fiecăruia și de asta eram curios, pentru că eu fiind și prieten cu Liviu Lucaci, eu îți dai seama că și pentru faptul că într-adevăr facultatea a făcut foarte multe pentru mine, dar mi-am dat seama după aia că a depins, am avut noroc, știi, s-a spus de multe ori asta, că am avut noroc de profesori buni. Mm-hmm. Și am avut noroc de profesori buni. Asta e, știi? Adică eu la master am avut un profesor foarte bun. Radu Gabriel. Da, e top. Radu Gabriel. Mm-hmm. Da. Top. Nu, da, și eu am avut experiența asta, adică noi la licență am avut niște profesori apți, ca să zic așa, doar că
au fost momente în care i-am simțit complet neprezenți, adică complet absenți, ca să folosesc corect, neprezenți. Știu și în perioada în care eram noi că, de exemplu, la master, noi am avut primul an cu Luca și după al doilea an cu Olceag. De ce n-am terminat masterul? Că n-am avut cu cine. Nu, dar la noi erau, probabil, Colceac nu a fost absent realmente. Ah, aici da. Erau în sală, doar că erau absenți. Erau... Ah, am înțeles. Asta vreau să zic, asta am simțit. Dar de asta zic că nu sunt, experiența încă e cu totul, nu mai interesantă, dar mai valabilă într-o discuție de genul, pentru că eu n-am avut neapărat am avut un parcurs și privilegiat pentru că sunt fiul alor mei și pentru că ai avut, ești absolut convins de asta? Am avut niște contra așa, dar nu m-a deranjat nimic, a fost totul, n-am avut niciun că asta era dubore. Și riscul, exact, să-ți iei un pic de muie că ești fiul mag de catoameni. Mi-am luat, dar de exemplu mi-a dat tata Z, mi-a dat 6 la actorie la un examen unde chiar făcusem bine, dar mă durea în pulă, adică scuze, mă durea în cot. Poți să zici cum da. Te durea. Mă durea în cot de 6, adică e o notă. I don't give a shit. Dar sunt alții cărora le pasă, știi? Și a fost complet nenecesar, știi? Eu, pe de altă parte, aveam note mari, adică eram destul de lăudat. Scuze. Ai ieșit din mine Cosmin din facultate. Mă bucur Cosmin că nu l-am cunoscut da. Cosmin. Are note mari. Exact. Nu, nu făceam așa. Ce aveam la timp? Eu acum am încercat să râd mai agresiv ca să te mușc mai tare. Ca să... Așa. Ce vrei să zici ceva? Nu știam unde se duce mușcul ăla. Dar am înțeles că era... De aluzie sexuală asta. Nu era. Nu, da. Nu era o aluzie sexuală. Eu știu că nu era o aluzie sexuală, eu la Carol. Eu nu mi-era clar dacă era, dar este complet... Era ca o înfruntare între două bestii. Am înțeles. Asta, da. Știi? Asexuate. Actoria. Între două bestii asexuate, Carol. Asta e. Actoria. Că tot timpul există fututul și băutul la actorie. Asta e actoria. Asta că e. Încolo, când intri în facultate, ai senzația că arta e sfântă. Vezi icoane și tu în locul icoanelor, în locul sfinților, tu îi pui pe mari actori, ai țării, Jean Constantin, zic Nicu Alifantis, dar cred că a jucat și Nicu Alifantis, nu? A jucat ceva la un Demră dat. Dulescu, da. Gheorghe Dinică, Răzvan Vasilescu, da. Niște, știi, niște nu sfinți. Dar după noi... aia auzi poveștile și după aia îți dai seama că arta... Nu e, coboară de pe perete. Nu e, coboară. Dar și asta e o problemă. Uite, mie mi se pare, da, carta e sfântă. Când ne învăța asta la facultate și mi se părea... V-a zis cineva pe gură carta e sfântă? Da, da. Da, da. Wow. De exemplu, Bogdana spunea asta foarte des și eu mă gândeam, da, arta e sfântă, adică trebuie să o tratezi cu o oarecare preocupare. Nu, preocupare, da, dar dacă ajungi să spui arta e sfântă, eu de duh. Pierdut, zic, arta e o meserie, actoria, cel puțin, e o meserie, o faci. În primul rând trebuie să înveți tehnică până să fii pătruns da, de... Da, da, exact. Și dacă ești pătruns din prima, ajungi să dai palme pe bune de ampule. Da, după aia și... ce palme i-a dat, l-a fost dat de vreo să apocurs. Da. A trecut un înger. A trecut un înger. N-a trecut niciun înger, i-a și dacă a trecut un înger, a fost coaie, de ce ai dat? Da, ce problemă faceți aici? Actorie. Ah, sau când am dat cu șutul într-o masă și s-a desprins un scaun și i-a venit... Ce adevărat a fost Anca. Pe Anca a durut o piciorul, proștilor. Nu, eu n-am avut nimic. Pe atunci chiar a fost. Meu a fost lovit în frunte de... Da, a fost lovit, nu? Da. Și a continuat 10. Și a continuat să joace deși lovit în frunte. Bă, opriți examenul de la împins, exact, exact, cum e aia cu Leonardo sau... DiCaprio, cu... de toată lumea zicea cu palma aia când a intrat cuțitul în mână și l-a continuat și după aia a dat cu sânge pe față. Cât actorie. Cât actorie. Nu, coaie, oprește-te, dă-te în morții. Te-a luat flama. Trăiți tu, dracu. Ia-ți-mă Oscar-ul, lasă-mă în pace. Dacă ați văzut că e un podcast în care se vorbește exact despre chestia asta cu un... cineva de la noi din țară, n-aș vrea să intru în conflict acum, care vorbea exact de chestia asta, de cum dădea el cu capul pe bune de asfalt pe colegul lui de pe platou de filmare.
Și interlocutorul era wow, ești wow. Nu, coaie, nu e ok să faci așa. Și mulțumesc colegului că a făcut, pentru artă am făcut-o, da, prietene. Da. Exact. E artă, plăte. Jesus Christ, unde colegul, se oprește artă? Exact, colegul paraplegic acum și e... Și îți promit că o să-ți continui eu o cariera, pentru că nu mai prinde niciodată exact niciun rol. Dar rolul ăsta... Exact. Ce, cum ai reacționat când ți-am stins lumina, da, și ai intrat în comă după aia un an. Băi, ai jucat atât de real, da, reacția. De a intra în comă. Avut, apropo de asta cu... Și avem pe cameră. Am avut eu experiență în care am fost agresorul. Ce? Ah, am fost și bătut. Da, bătut. Era o tâmpenie, un abet. Dar am avut examenul anul 2 la Shakespeare, am avut toți, am avut 15 bucăți. Să facă toți copiii, să facă 15 bucăți. Bă, dă-ne mă una ca să știm că o facem bine. Nu, da, și tu faci aia, faci și Romeo și Julieta, îi joci pe toți. Stai un pic. Și jucam Hamlet Gertrude, care e această scenă în care Hamlet se întâlnește cu maica sa și o scutură și spune, revină-ți, mamă, că nu faci bine ce faci, mă rog. Mm-hmm. Și aveam o scenă cu o colegă, Veronica Despina Grameanu, care îi cer scuze din nou acum, dacă se uită vreodată la asta. Cer scuze pentru că... Da. Care nu era din țară, era... Este grecoaică, jumătate grecoaică în continuare. Și nu știa bine textul. A fost un proces foarte dificil să repetăm. Adică nu era acolo atât de mult. Și eu am trecut cu vederea până când m-a acaparat asta în mijlocul examenului, când am văzut că nu poate să facă nu știu ce, și am luat-o mai tare și am luat-o agresiv, adică o scutam, îmi spuneam, cred că am dat și două palme, erau două palme acolo în scenă, dar că erau și am dat și toate, era foarte interesant, după examen erau colegi care, bă, ce bine ai făcut, și eu mă gândeam, bă, nu cred, chiar nu cred că a fost, simt că n-a fost bine, simt, după aia mi s-a dat 10 la examenul ăla, a fost, bă, aici, a fost trăire, dar n-a fost, nu a fost bine, știi? Țineți minte scena cu, tu trebuie să o ții minte, între Răzvan Vasilescu și maică-ta? Da, în Terminus, nu, nu în Terminus, Oglinda, pare. Balanța. În Balanța? Am ajuns acolo. Eu nu, pentru că n-am văzut. Deci în Balanța e o scenă în care Magda Catone intră, personajul interpretat de Magda Catone, intră la domnul doctor care era jucat de Răzvan Vasilescu. Și o găsește pe Maia Morgenstern. Și o găsește pe Maia Morgenstern și intervine gelozia. Așa, o semi-agresează și intră Răzvan Vasilescu care îi dă două palme personajului, deci personajul lui Răzvan Vasilescu îi dă două palme personajului interpretat de doamna sub privirile personajului interpretat de Maia Morgenstern. Erau toți acolo, frate. Și palmele alea, deci eu când am revăzut acum, că l-am revăzut de curând filmul, mi s-a făcut mic sufletul, nu știu cum să zic, am fost, nu știu. Eu am auzit o poveste de la ea că nu era deranjant genul ăsta de interacțiune. Dar cred că la ei era și altă generație și aveau și o comunicare, cred eu, îmi place să cred, mai clară, pentru că erau prieteni de mulți timp, lucraseră. Dar știu că a fost o chestie, nu știu dacă la scena aia sau la alta, în care trebuia să le lovească pe Condurache sau nu mai știu. Și Pintilie îi va arăta lui nu știu cine că se facă așa, se facă așa. Și a venit iarăși Răzvan Vasilescu și zice, ce faci, mă, vino așa, faci așa. Și i-a dat palme și erau toți ok. Adică era, a da, așa a trebuit să faci ca să fie real. Credeți că asta, deci pare că am stabilit împreună că în facultate și în general în teatru / film ne jucăm cu, adică suntem destul de vulnerabili, da, de obicei. Ceea ce presupune că suntem mult mai sensibili decât suntem în viața de zi cu zi. Că dacă te înjură unul când ești la volan și dă la muie, poți să, dacă n-ai un orgoliu din ăla imens de să ieși din mașină să-l calci în picioare. Sau dacă n-ai carnet. Sau dacă n-ai carnet, și treci mai rapid așa peste aia. Dacă ești cu sufletul pe tavă, așa, și ești vulnerabil, hai să folosim doar vulnerabil în cazul ăsta. Eu încerc să explic, să fiu un pic mai plastic pentru toată lumea. Nu, te rog, stabilește tu termenii. Așa, da, da. Ei sunt stabiliți. Voi cei ce veniți din urmă, trebuie să, da, iată ce că e trebuie să preluați. Și așa, și în momentul în care ești vulnerabil, automat devii mult mai sensibil și automat... Iarăși, vedeți aici întrebarea. O glumă pe care, în mod normal, dacă o auzi, nu te jignește, ea te jignește mai tare în momentul, da, care, da, ești vulnerabil, Anca?
Da, mie sincer mi se pare un stereotip ăsta că artiștii sunt mai vulnerabili decât restul oamenilor. Toți oamenii sunt... Nu, dar cred că în când ești în proces. Da. Adică, absolut. Am repetat la un spectacol în care eu eram oaia neagră și eram, toată lumea își dea ochii peste cap, eram super criticată, orice aș fi făcut, nu vreau să repete cu mine, erau... Da, nu știu textul. Da, e foarte prost, nu știu textul. Și eram distrus, adică plângeam în fiecare noapte și eram cu stima de sine la pământ. Totodată eram conștientă de faptul că e acest fenomen sociologic, că se întâmplă chestia asta, e încurajat și de persoana care coordonează proiectul ăla, că e un fenomen și că n-am cum să schimb asta, și pur și simplu am așteptat să treacă. Și după ce a trecut, mi-a fost clar că nu mai vreau să mai am de-a face cu genul ăsta de mediu. Comportament, iarăși. Da, dar nu știu, da, e un mediu în care totul e personal, știi, se tot spune expresia asta, bă, nu lua personal. Evident că iau personal, toată lumea ia totul personal, că n-am cum să iau impersonal, nu există nimic impersonal atunci când îmi spui ceva despre mine. Sau îți dai ochii peste cap în momentul în care eu sunt acolo destul de expus și vulnerabil. Da, astea sunt... Chit că ție ți se pare că nu sunt, că vezi că și asta e o chestie, știi? Că și eu, că sigur am fost în situația asta în care poate pentru colegi nu părea că sunt vulnerabil și aveau reacția asta. Și nu știau cât rău au făcut. Da, având senzații... Da, e, să-ți lasă ușa deschisă un pic, te rog, e foarte cald. Da, cred că e foarte, asta, procesul de creație la actori, adică vorbim de procesul de creație, când ești tu cu colegii tăi și repetați, că e regizor, că-s ceilalți actori, nu știu ce, și eu cred că ai scopurile astea, să depășești limite, să faci spectacol împreună, să căutați pe tărâmul necăutabil și toate cele, și de necăutat și necăutat, dar în acest timp, cred că e foarte important cum te raportezi la ceilalți colegi care sunt goi atunci în momentul ăla. Sunt foarte vulnerabili. Și cred că eu m-am nimerit în niște contexte foarte bune de-a lungul timpului în care, nu în facultate, paralel cu facultatea în trupa Frunză, cu Adiță și cu mulți alții, în care exista acolo așa un respect. În primul rând, toată lumea venea cu textul învățat, ceea ce nu se întâmplă mereu acum, știi? Peste tot în teatru profesionist. Nu se întâmplă, ceea ce e ciudat. Dar când lucra un coleg și chiar dacă era, poate era greșit ce făcea, nu știu cum să zic, adică el căutând făcea ceva stupid sau penibil, dar având curajul să o facă, nimeni nu își dădea ochii peste cap sau cel adică puțin... Adică era un mediu steril și se... Dar mai erau și momente în care se comenta, ce-i drept. Mai erau și momente în care se comenta, dar cel mai des nu se comenta și mie alea îmi plac. Eu am avut această problemă și cu asta aș vrea să trecem la alt subiect. Dacă sunteți de acord, sigur. Eu am avut problema asta în facultate, că am fost în ambele poziții și eu la fel. Adică am fost în poziția în care eram prostul bălții și în poziția în care eu sper că niciodată, în afară de într-un mediu privat în care am discutat cu apropiați de o chestie, n-a fost pe modul ce prost ești. Eu așa sper. Și așa cred că s-a întâmplat, în fine. Și eu sper, da. Dar pe de altă parte și eu am reclamat, la rândul meu, profesorilor, faptul că nu toată lumea e la fel de stabilă psihic și emoțional și nu cred că toată lumea ar trebui tratată la fel, ceea ce e bine foarte zis. Ciudat. Bine ai zis, Cosmine. Pentru că sunt niște oameni mult mai din start mai vulnerabil. Eu într-adevăr aveam un soi de carapace în asta super groasă care trebuia spartă și asta am înțeles după ce a trecut timpul, privindu-mă înapoi, privind retrospectiv, mi-am dat seama că era o chestie necesară și că m-a ajutat.
să fii tratat într-un anumit fel. Da. Okay. M-a ajutat să se spargă acea carapace și să... fiind tratat cu... Nu s-a spart cu mănuși. Sau... Nu cu mănuși, nu. Asta vreau să zic, că limitele, că, cum ai spus, diferă de la un om. La, asta e, la mine plecând din familie un soi de... de... să nu-i zic chiar militarie, n-a fost o chestie care să mă frângă, deși n-am fost departe și probabil ca mine mulți. Dar asta e, pentru mine a fost o chestie benefică până la urmă. Pentru altcineva sunt absolut convins că n-a fost. Așa e. Gândindu-mă la foști colegi. Și cred că pașii ăștia pentru o schimbare clară în direcția asta ar trebui făcuți cu foarte mare grijă, pentru că nici nu poți să iei unui student ca mine, cum eram eu în perioada aia, această experiență care n-a făcut decât să mă ajute până la urmă, dar nici nu poți să aplici, să-i supui pe alții, exact, la aceeași, la același tratament. Cred că, da, asta e complet valabil în raportul dintre coordonator și coordonat. Dar la colegi vreau să adaug o chestie. Dacă, iartă-mă, asta ca să, etic, ca să spun, adică... ca să zic ție, dacă eu aș fi fost tratat cu blândețe, eu m-aș fi mințit până în ziua de azi, probabil. Îți garantez că știu cum mă comportam când eram când cineva se comporta cu mine cu blândețe. Dar blândețe nu înseamnă lipsă de sinceritate, pentru că eu am avut experiențe în care adică un lucru cu Radu Gabriel în care în care limitele etice au fost stabilite, nu m-am simțit în pericol niciodată, dar feedback-ul era foarte locvent și pe felul ăsta am evoluat, adică Da, una e limitele etice și alta e ce zic eu. Eu zic de altceva. Eu zic de drumul pe care îl parcurgi, care e din dreapta în stânga cu lovituri clare care să te facă să ieși din propria zonă de confort. Care, acele lovituri care, sunt destul de dure. Da, dar care pot uneori depăși limite etice. Nu? La asta te referi tu. Asta e că nu, în cazul meu n-aveau cum, nu știu cum să zic. Da, asta e. Păi, în cazul tău. Deci... Eu pot doar să-mi imaginez ce ai pățit tu, pentru că nu am niciun detaliu, adică... În fine. Scuze. Păi nu, dar după aia... În sensul că... citit gândurile. Nu, Doamne ferește, în sensul că e foarte greu acum să, la un podcast în care v-am invitați, să vorbesc eu o oră despre ce am pățit la un ATC. A, plâns, voi Cosmin, după aia o oră să spuneți, mama, ok, acum am înțeles. Bun. Și acum trecând la următorul subiect. Amândoi ați mers pe drumul ăsta și, adică pe drumul actorului de comedie, totuși. Iată. Deci ambii sunteți actori de comedie mai mult decât actori de dramă, nu? Da. În momentul ăsta. Cred că da, nu știu. Carol joacă mult mai mult decât mine, asta e clar. Nu cred. Eu am avut un spectacol acum în august, mi-ați țicuru. A fost incredibil, parcă am jucat prima oară. Aha, l-am văzut. Sara Mara. La Apollo 111. Da, nu l-am văzut, n-am văzut. E mișto. Mișto, dar știu, nu știu. Nu știu dacă suntem în general, eu personal nu sunt atât de atent la ce se spune despre mine sau cum sunt catalogat, nu pentru că mi-e frică sau pentru că nu sunt de acord sau nu știu, ci pentru că mă concentrez pe mine, după busola mea. Dacă sunt considerat actor de comedie, eu mă refer la faptul că amândoi aveți o structură comică. Mm-hmm. Ah, da, și asta zici. Da. Uman vorbind. Da. Și automat, asta se, cum și la mine, asta a fost baza, dar am putut juca și în roluri serioase și dramă în facultate. Avem o structură comică. La mine dintr-un... Și mie îmi place foarte mult comedia, adică scriu comedie, îmi place să joc comedie, îmi place să consum comedie. Da. Să respir comedie, comedie. Să beau comedie. Să beau comedie. Să fumez comedie. Don't get me started cu să dorm comedie. Da. Și dacă dormiți, respirați și sunteți comedie,
sensibilitatea în comedie unde e? Ce zlobos de întrebare asta, mă, coaie. Sensibilitatea unde e în comedie? Păi cred că e mai degrabă în O. În om. Om. Oh. Nu poate fi comedie fără om. Mi se pare că comedia e... frumusețea comediei pentru mine e aceea că poți să adresezi diverse teme, diverse... idei care sunt profund triste, dar făcându-le mai accesibile pentru oamenii care le ascultă. Adică cel da, puțin să așa, treci pe așa termenul de lucrurile care nu se spun. Da. Da, înțeleg asta. Și păi eu de asta v-am întrebat unde este sensibilitatea în comedie, că în mod normal comedia apare ceva super betonat așa și în spatele unui zid foarte gros, în care nu prea există vulnerabilitate și sensibilitate, știi? Păi, așa pare din exterior. Păi, da, dar uite, atât Carol cât și eu când ne zis la începutul acestui podcast despre stand-up comedy, mi se pare că comedia de calitate înseamnă să te vulnerabilizezi. Cu cât ești mai vulnerabil, cu atât cred că poți face lucruri mai calitative. Păi și în condiția comic, în care tu ești vulnerabil și faci chestii comice, și se întâmplă să faci mișto și de cineva în contextul ăla, vă întreb doar, tu vulnerabil fiind, profiți de vulnerabilitatea altcuiva? Păi uite, de exemplu, mă, Cosmine, eu... stai un pic, stai, mă, tată, unde te duci? Tendința mea e să evit un pic întrebarea și să zic că din perspectiva mea de dramaturgă, mi-am scris o comedie vara asta care se numește Nunta Noa și știu că ai fost și tu Noa și da, vrei să fost. Faci ceva despre nunțile din Noa. Nu vorbim despre lucruri personale, dar da. Scuze. Vreau să-mi fac nunta Noa. Ei, da, nu te cred. Nu o să spun niciodată ce vreau să fac Noa. De ce? I'll never tell. Pentru că nu știu ce vreau să fac Noa. M-am dus acolo de nebun și m-am uitat în stânga și în dreapta și mi-a plăcut și m-am întors și mă gândesc la asta unde. Poate îți trimit piesa mea. Trimite-mi. Discutăm despre ea. Și o să rămână la mine, nu o să dau mai departe. Deci ăsta e un lobby, e? Da, l-am pregătit. Înainte. Dar spune despre... Mi se pare că poți să faci comedie fără să-ți bagi joc de oameni. Da. Înseamnă neapărat dacă faci mișto de cineva, înseamnă că îți bați joc de el? Nu. Cred că, cum eu te-am auzit eu de mai cred. Multe ori făcând mișto de cineva. Mai auzit? Da. De cine și am râs foarte tare. Asta înseamnă că l-ai bulit? Asta înseamnă că l-ai agresat? Asta înseamnă că l-ai bat jocorit? Nu, adică eu sunt iarăși, o persoană cu foarte mult bun simț și deci, sunt super drăguță. Deci voi înțelegeți ce am făcut, eu v-am luat de aici, da, sensibil, liniște, iau și v-am dus aici. Ce pula mea fac agresorii mei, știi? Păi, eu cred că e amuzant. Spus că o să ne storci ca pe niște portocale. Cred că e foarte amuzant atunci când o persoană se ia de o persoană care e poate mai puternică sau are un statut mai înalt decât ea. Da, chiar. Regina. Pentru că de-aia e amuzant. Mai văzut în multe contexte în care am făcut mișto de oameni care sunt celebri, care sunt faimoși, care sunt, care și joacă un statut înalt. Iar eu, o biată tânără speranță a teatrului și filmului românesc, de care nu știe nimeni aproape, a fost super surprinzător să fac eu mișto de oameni ăștia foarte mari. Și nu le-am zis, ești urât, ești oribil. Da, eu cred că e ține de om, cum ai spus. Adică tu, în contextele alea nu avea cum să fie bullying și mai ales că dacă ca intenție ai respect față de persoana față de care faci glume, atunci îți dai seama cam unde sunt limitele. E neapărat necesar să ai un respect? E că la ce grad de respect ne referim? La un respect din ăsta automat, de bun uman, simț, normal? Da, cu empatie, level, basic level. Deci mai mult un soi de bun simț, hai să bun ne zicem, simț, exact. Respect. Da, da, da. Hai să ne ducem în zona de respect. E mai mult bun un simț, bun okay. simț. Un bun simț de bază pe care ar trebui să-l aibă toată lumea. Acest bun simț care dictează și finețea miștorului. Nu? Miștorului. Da, ne zice bine. Știi de ce? Pentru că, acestului. Pentru că chiar am discutat despre asta când am fost acum la Idiot Days cu Adi
Și asta mi s-a părut. Exact noi doi am fost, am fost în discuția asta despre comedie și dacă... Și unde se oprește. Da, și unde se oprește, când începe să rănească, când începe să deranjeze și așa mai departe. Eu cred că ține și de construcția glumei aici. Adică depinde foarte mult de glumă. Că dacă e o glumă în care ăla e gras și tu îi spui, se vede că ai rămas fără curent, că va sta frigiderul deschis toată noaptea, mi se pare o glumă de gradul 2, nu? Adică că ăla e gras. Da, să fii gras nu e insult. Adică dacă pornim de la premisele astea, trebuie să fii un pic la curent cu... Asta depinde. Lumea în care trăiești. Cred că înainte să faci construcția. Revin la ce ai spus tu, că om, cred că depinde de la om la om. Adică eu îmi setez ce... Eu ca creator de comedie, să zicem, eu care fac o glumă, e responsabilitatea mea, într-adevăr, să nu rănesc, să nu rănesc pe celălalt, dar cred că mai mult este responsabilitatea mea să livrez gluma cât mai bine și după aia celălalt spune... Deci primează gluma? Deseori da, dacă gluma e de o construcție impecabilă și de o virtuositate... Și cine judecă dacă gluma e de o construcție impecabilă? Păi tu o judeci, spui ok, am analizat gluma asta pe care vreau să o spun, o spui și după aia primești feedback-ul. Și dacă feedback-ul e unul îmbucurător, atunci... Așa, și dacă nu e? Și dacă nu e... Îți cer scuze? Depinde dacă... Acum iarăși, depinde dacă gluma e doar proastă sau e și ofensatoare. Păi asta, eu de exemplu în ultimul special am niște glume față de oameni de diferite naționalități, de... Adică... Da, și cer scuze de 7 ori, vă rog să nu mă cancelui. Da, e un mecanism acolo. Dar e amuzant. But do I do it for real? No, you're we not... We don't know. No. It's a joke or is it not? Da, da, uite, când nu, faci... În nu spatele știu. Oricărei glume sau se ascunde un sâmbure de adevăr? Uite, de exemplu, la gluma aia cu persoanele cu handicap. Mm-hmm. Că tu ai văzut specialul. Da. Și am văzut, dar numai... Care e? Cu... Cu scaunul cu rotile și cu locurile de parcare. Și unde parcau oamenii înainte. Așa. Ți s-a părut ofensator la adresa oamenilor cu handicap? Păi, eu sunt abilă, deci... Deci asta înseamnă că nu poți să-ți dai cu părerea? Da. Adică tu nu poți să fii ofensată, nu? Da. De exemplu... Adică cred că ar trebui să întreb persoane care sunt în scaun cu rotile, persoane exact. Care n-au o mână. Dar eu am făcut da, atunci... Dar dacă persoanele alea spun că e ofensatoare, ar trebui să ne oprim să mai spunem gluma asta? Nu, atunci ar trebui să-mi cer scuze. Da, dacă cineva s-a simțit lezat, dacă consideră că gluma ta popularizează un gen de discurs care discriminează persoanele în scaun cu rotile, și dacă cu adevărat face asta, dacă încurajează comunități care sunt, nu știu, dintr-un motiv sau altul... Dezavantajate. Da, sau nu, care încurajează hateri, atunci, da, atunci probabil că e o glumă proastă. Bun, dar e vorba și de poziționare, ca să se înțeleagă tot contextul. Eu m-am poziționat acolo... Tu te-ai poziționat împotriva persoanelor... care sunt muiști. Da. Da, exact. Bun. Și după aia, dacă se organizează un ONG din asta și zice să se dea jos gluma aia, ONG-ul ăla reprezintă cu adevărat... toate persoanele cu handicap, pentru că poate nu, anumite persoane nu. Stai două secunde, anumite persoane cu handicap, vezi că îți dai ochii peste cap și eu-s vulnerabil aici anumite persoane cu handicap poate au simțul umorului apropiat de al meu. Da. Nu zic că au sau nu au și poate consideră că a fost o glumă bună. Și da, chiar hai nu suportă pe Mihai. Haideți să scrieți în comentariile acestui post. Haide. Pol. Serios, dacă... Faceți un poll, îl canceluim că... pe Cosmin sau nu? În team nu, cred că e vorba de canceling. Cred că e vorba de finețe, uite, în lucrarea mea de disertație. Despre, despre reprezentări feminine în stand-up comedy. Lucrare pe care o poate citi lumea dacă merge la după bibliotecă. După ce o voi la termina, pentru ATC. Că nu am terminat-o încă. Na, n-ai terminat-o? Nu. Na, credeam că ai terminat-o, iată. Da. Planul era să fi terminat, dar să sperăm că în februarie... De exemplu, glumele despre viol nu sunt niciodată amuzante. Glumele despre femei, despre copii care sunt bătuți nu sunt niciodată amuzante. Pentru că pur și simplu nu sunt. Normalizează comportamente violente cu care societatea noastră deja se confruntă. Deci,
Adică unele glume despre vazlui în care femeile sunt bătute. Exact. Nu e amuzant să râzi despre asta. Devine după aia o chestie absolut comună și pentru absolut că normală. Exact. Și abuzatorul devine un clown, nu? Că e numai un... Nu, da, actul în sine, actul în sine devine o glumă. Noi râzând despre ha-ha-ha, o femeie bătută, ha-ha-ha. Nu, nu e amuzant, pentru că e o realitate pentru foarte multe dintre femei și tocmai baza asta, glumele astea, încurajează normalizarea acestor comportamente și ele ar trebui criticate ca să nu mai existe. Dacă îmi faci o glumă despre violența domestică și ironizezi abuzatorul că e un prost și un nesimțit și că nu e vina femeii, adică în care e abuzatorul și ironizezi abuzatorul în glumă. Asta vreau să zic, că mi se pare că ține foarte mult de glumă. Da, dacă de ironizezi sigur femeia care e o victimă, este evident, nici măcar nu e o glumă, e o insultă. Da. Dar cred că dacă e... Nu știu, ține, mi se pare că ține foarte mult de glumă, da, și de, da, sunt de acord, limitele omului care, despre care e gluma, iarăși. Că nu cred nici eu că un ONG care reprezintă persoanele cu dizabilități reprezintă toate persoanele cu dizabilități. Într-adevăr, poate să fie niște oameni... Cum ONG-urile pentru homosexual nu reprezintă toți homosexualii, da, cum ONG-urile femeilor nu reprezintă toate femeile. Dar nu știu dacă... Asta cred. Adică pe ONG-urile nu sunt așa niște entități fantastice care apar, sunt niște asociații, niște oameni, da, care vor, da, să, doar că au fost folosite și niște scopuri mai puțin ok și de asta unele dintre ele. Există ONG-uri care descurajează femeile să facă avort, există ONG-uri și ONG-uri. White power. Sunt foarte multe. Crede-mă, Cosmine, nu vrei să mă încerc. Dar nu știu dacă să-ți cer scuze sau nu. Asta mi se pare... Nu, nu era doar deci, o chestie nu, mi se pare că gluma respectivă, acum că avem o chestie pe care o să... pe care o putem analiza, din punctul meu de vedere, e ok. Tocmai de asta v-am și spus-o, pentru că era vorba de un context clar și ca să fim cu toții pe aceeași pagină. Și tot ca să fim cu toții pe aceeași pagină. În team building filmul, vi se pare că avem glume de genul ăsta, așa edgy, acolo la limită, care ar putea fi arătate cu degetul? Glume, nu știu. Punctul meu sensibil e legat de reprezentare, legat de male gaze, mai degrabă. De? Male gaze. Male gaze, adică bărbați homosexuali sau privirea bărbătească? The male gaze. I gaze at you with my male manliness. Cred că la male gaze, nu? Da, sau da. Bărbați homosexuali? Nu bărbați homosexuali. Male gaze, nu știu cum să-l traduc în limba română, pentru că... Yeah, you said that on the way here. E privirea care e o privire de sus la femei? Nu. Gen mansplaining? De obicei, în cinema, există și la TV, există cadrele alea, de exemplu, când e o femeie la piscină și... o filmezi de la picioare, stai pe fund, o grămadă, după aia sâni și după aia e ea care e sexualizată din perspectiva asta. Male gaze e atunci când mergi pe stradă, ești în metrou și un bărbat te privește și te sexualizează cu privirea. Iar acest male gaze e vizibil și în cinema și există și female gaze, sunt anumite filme care la nivel de imagine au un fel de privire feminină, să spunem, și feministă, care încearcă să răstoarne puțin practicile astea patentate ale felului în care arată o imagine de film. Da, păi și în team building cred că se întâmplă și asta când trec eu pe lângă moldoveni. Da. Lasă ardelenii aia toți bine făcuți, duși la sală înainte de filmare, care sunt colegii noștri și nu mă gândesc la ei ca la niște corpuri. Și cum vi s-a părut așa toată experiența filmărilor? Mi s-a părut foarte foarte interesant, n-am avut niciodată un film la care stau 2 săptămâni într-un loc doar cu oamenii aia și asta mi-a plăcut de mine foarte mult, că n-am fost un mizantrop și că am reușit să
să mă integrez. Deci nu sunt un neintegrabil, evident, nu sunt nici un, sunt jumate introvert, jumate extrovert, eu ca personalitate, dar a avut mare legătură cu prietenia, adică cu oamenii calzi care erau acolo. Mi s-a părut cool asta și nu mă așteptam la asta, pentru că erau oameni din mai multe, numai și domenii, adică erau și actori și neprofesioniști și asta mi-a plăcut foarte mult. Și mie la fel, mi s-a părut într-adevăr că s-a creat o atmosferă foarte caldă, cum ai zis, ca de tabără. Da, a fost... Și asta a fost neașteptat pentru mine, pentru că mă așteptam să fie, nu știu, oameni răutăcioși sau ceva. Ca la facultate. Ca la facultate. Da, exact. Dar chiar, da, apropo de asta, de chiar mi se pare că am lucrat foarte bine și că ne-am simțit bine și eu m-am simțit ascultată și am simțit că ce am zis a fost luat în considerare și asta mi se pare un lucru minunat și mă bucur mult că s-a întâmplat așa. Și mi s-a părut că ne-a unit faptul că, adică, deși toți veneam cu un nivel de experiență mai crescut decât alții, unii decât alții, dar cumva făcând asta parcă a fost prima oară pentru toți când facem un film. Da. Deși producția, deși oamenii din echipa de filmare, camera, sunet, toți erau foarte profi, foarte profi și mulți dintre actori erau foarte profi și cu experiență mare, a fost așa o senzație de toți facem asta pentru prima oară, acum e geneza filmului cum am vrea noi să fie. Uh-huh. Nu știu cum e produsul, dar aștept să-l văd diseară. Să-l vezi diseară. Dar și multe, că au fost probleme, adică au fost că a plouat, că au existat o grămadă neprevăzute și totuși s-au rezolvat mai chiontâș, mai șontâc, mai cuvinte de-astea turcești, dar s-au rezolvat și mi s-a părut cool că toată lumea era, bă, apropo de atitudinea pe care o ai față de colegi, toți am fost așa, toți am fost buni unii cu alții, n-a fost niciodată. Și dacă au existat miștori, că evident că artiștii ne-am făcut miștori, iarăși au fost în parametrii ăia în care toți eram ok cu ce se întâmplă. Da. Da, adică a fost un mediu profesionist? Da, a fost un mediu, un mediu profesionist, dar tânăr profesionist. Da, 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 asta da, adică da, nu, da, am fost, da. Nu am fost la Puiu, la exact. Cristi Puiu. Care... Bine, Team Building nu e un film de arte, e un film de gen. Ceea ce mi se pare că ia puțin din presiune. Și din greutate. Și, da, și nu, facem o comedie. Nu e ceva ce nu s-a mai văzut. Nu e ceva ce inventăm acum. Nu vrem să ajungem la Cannes cu el. Da, nu, vrem doar să facem mulți oameni să râdă. Și da, vrem luăm să fie rețeta asta, ceea ce mi se pare tare. Dar o facem bine. Adică da. Pe mine asta mă interesează să se întâmple cu filmul românesc. Să-l ducem de la filmul de artă, care e filmul de artă, care sunt filme bune, doar că nu se adresează neapărat publicului, și filmele de public care se adresează publicul, dar mi se pare că they dumb it down a bit, adică facem, hai să fie pentru public, că poate nu înțeleg asta, da. Să mergem puțin, să urcăm un pic, să ne preocupăm de produsul pe care îl facem, să fie comercial, adresat publicului, dar să fie bine făcut, mă, cu actori experimentați, cu, adică mi-ar plăcea, de exemplu, asta vreau în ultimul timp, că să fac foarte multe filme cu influenceri. Mie personal nu-mi place asta, pentru că știu foarte mulți actori care n-au ce mânca și foarte mulți actori buni care n-au ce mânca. Dar argumentul este că încet, încet vom face filme cu numai cu actori. Așa sper, nu? Și sper să se ajungă, dacă oamenii care fac filmul comercial, nu numai noi care l-am făcut pe ăsta, dar și alții, știu că sunt foarte mulți oameni care fac acum film comercial, dacă se preocupă foarte mult de scenariu, care e povestea, care that's it, ce e arta, o poveste spusă de la unul la altul. Dacă se preocupă de asta și de echipă și iarăși de marketing, să-l știi cui dai, să aibă adresabilitatea aia, eu cred realmente că în 2-3 ani maxim putem să facem un film de mijloc, adică nici tata e la munte și mama e la soare, care suntem noi beți și atâta, dar nici liniștea din Colivia sufletului meu care se duce la Cannes, să facem ceva de mijloc care e adresat publicului, dar este un produs de calitate. Și care iarăși poate să aibă și cum se numește? Enough! Trebuie să aibă și anumite comentarii sociale, adică se poate face asta vis-a-vis de glume și cum privim glumele, vis-a-vis de glume cu viol. Eu cred că bear with me here.
Hai să-l luăm, să schimb glume cu viol. Nu glume cu viol, glume cu copii bătuți, că asta mi-e mai ok. Nu e ok. Ba da, pentru că am fost un copil bătut și am voie să spun despre asta. Da, despre tine. Da. Să e, pot să fac cu... e the N-word-ul nostru. Da. Deci eu pot să spun și sunt sigur că sunt evreu, deci pot să spun chestii. Oh, ok. Dar nu o să spun, pentru că nu sunt atât de sigur că sunt evreu. Cred că se pot face comentarii în filmele astea, păstrând calitatea comedică, de comedie a produsului, și să spui și niște chestii adevărate și să creezi și o, să influențezi și opinia publicului, știi? Da, mi se pare că în team building există niște tendințe, adică mie mi-a plăcut super mult că e... că facem mișto de capitalismul ăsta târziu, care ne mănâncă viețile și ne distruge planeta. Oh. Adică e un mesaj anticapitalist în film și mi se pare tare că nu e băgat în ochi. Și mie mi se pare că și personajul tău nu e un personaj tipic exact. Feminin de la birou. Da. Este un om, adică este e carne pe personajul ăla, Anca, tată. Adică este făcut și scris ca să contrazică anumite stereotipuri. Și jucat, frate. Și jucat. Și jucat, Anca, dar e de la înțeles. Eu de fiecare dată când văd scena aia cu... cu piesa la Beauty Mafia, da. Cărora le mulțumesc frumos în numele filmului. Tataie. Bă, deci scena aia mi se pare aur, efectiv. Mi se pare aur și interpretarea și faptul că e, mi se pare tehnica perfectă de comedie. De setezi niște așteptări pe care le dărâm după aia. Exact. Da. Mi se pare... Asta mi-ar plăcea să văd mai mult în comedie. Apropo de glume care n-ar trebui să se spună, da. Glume care ar trebui să se spună, care mi-ar plăcea să văd tot mai mult, sunt glume care ridică stereotipuri și le contrazic sau adaugă un twist, le ironizează. Mi-ar plăcea să văd mult mai mult asta. Da, personajul meu ironizează. Da. E un personaj antisemit, un personaj dacopat, un personaj rasist, un personaj, adică le are pe toate și mi se pare super amuzant că am ajuns eu, poliția politică a... Da, da, da. Da, iarăși, a mediului acesta că... să îl joc. Dacopatul ăla, dacopata asta pe dedesubt, adică nu faci mișto de toți dacopații că așa sunt poartă căciul și beau lapte direct de la uger, că nu e asta la adevărul, adică sunt dacopați care e îndrăgostită de un băiat care e și el mai ciudat și găsesc cu, sau e adevărat asta în film, nu mai știu dacă a rămas sau nu. Nu știu, urmează să vedeți în cinema. Vedem. Dar e frumos că dai personalitate și nu mai, adică nu mai e un carton. Da. Când ai șansa să iei niște cartoane, niște personaje care sunt cartoane, sunt stereotipurile astea, să le faci, să exact. Le dezvolți. Apropo de întrebarea la care n-am prea răspuns noi, pe care ai pus-o tu acum vreo două întrebări, adică să tratezi personajele cu un anumit tip de respect, știi, să nu-ți bagi joc de anumite categorii. Cum bun simți. Da, cum bun simți. Da. Da, și personajul lui Carol. Ce da, mie mi se pare că asta, eu sper să în viitoarele proiecte să aveți niște personaje super prezente care să facă dreptate talentului și muncii voastre. Și eu sper. Și la finalul acestui podcast am mai sta, sincer vă zic, am mai da, sta tatele, și dacă zici? Vreți... Să ne mai întâlnim după. Nu, dacă vreți să mai facem și o parte a doua, da. Eu m-aș bucura foarte tare. Că am trecut superficial așa prin chestii și n-aș vrea, mi se pare că avem ce să discutăm. Și da, din păcate, na, trebuie să ajungem la avantpremieră. Dar puteți să ne iei regulars, adică chemi oameni. Da, corect. Chemi oameni și noi stăm acolo. Suntem animatorii. Da. Și ne dăm cu părerea. Și o să mai prindem păreri până. Și trebuie să facem și dansulețe. Jingle. Spuneți-mi la final acum, deși e... Da, o să vă pun întrebarea acum și nu o să vă pun data viitoare la podcast. Haideți, tati. Dacă există Dumnezeu. Vedeți, e abrupt. Eu mai discut și cu copii cu care lucrez despre asta și deseori
am răspunsuri la această întrebare. Pentru mine există Dumnezeu pentru că cred în Dumnezeu. Și dacă crezi, atunci există. Top. Wow. Sau pariul lui Pascal. Mai bine, eu am fost foarte mult timp adeptul pariului ăsta lui Pascal, că mai bine crezi în Dumnezeu decât să nu crezi. Că dacă există Dumnezeu, ești bine, dacă nu există, nu pierzi nimic. Dar acum am trecut printr-o perioadă și pentru că am fost un copil dus la biserică, la Stavropoleos. Și eu am fost. Foarte mult. Și am prins o aversiune. Avers. Aversiune? O repulsie față de orice fel de religie. Stai un secunde să ne lămurim. Aversiune pare că e luat din engleză și de fapt nu e un cuvânt românesc, dar... Adversitate. 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 Nu cred. Adversitate. Ce înseamnă? Eu n-am auzit împotriva, că ți-e împotriva. Împrejurare potrivnică cu care cineva are de luptat. Nu, da, asta e adversitate. Eu vreau să spun o că nu-ți mai place biserica. Da, o repulsie. Da. Dar nu numai biserica, ci... Dar nu că nu-mi place, ci că am ajuns la... Aversiune, mă, aveai dreptate. Aversiune, da. Mulțumesc. Yes, ne, eu mă gândeam la altceva, am ce-o spus. Dar cred că e... Mă fute asta cu timpul, îmi cer scuze. Așa. Că îmi pare rău că nu trebuia dracu să ne vedem mai devreme. E ok. Eu nu cred în Dumnezeu, dar cred în iubire. În momentul ăsta. Nu cred în niciun fel de Dumnezeu, nu sunt agnostic sau ceva. Sunt ateu, adică nu cred într-o divinitate, dar cred în iubirea, în legătura dintre oameni, de aici iubirea înglobează empatia sau mai știu ce. Cred în chestia asta, de exemplu, acum. Dar mi-ar plăcea să cred din nou, adică mi se pare ceva frumos să ai credință. Eu am mai citit și din... Păi tu ai credință, dar în altceva. Eu am crescut foarte religioasă, dar fără ca părinții mei să fie neapărat religioși, mi-a plăcut foarte mult să fie de acord. Creștinismul. Ce faci, te rogi? Ascultă aici, rocul ăsta satanist. Și... am uitat, aveam formulat chestia asta. Te-am întrerupt. Dar referitor la iubire, am mai citit diverse broșuri creștine și am mai citit și din alte surse filozofice și așa mai departe. Și conceptul ăsta de iubire e foarte promulgat de însuși Iisus Hristos. Da. Adică... Dumnezeu, ce înseamnă Dumnezeu și ce înseamnă să crezi, ce înseamnă să existe, mi se pare că e o întrebare pe care nu poți să o pui la sfârșitul podcastului, când noi trebuie să mergem să ne schimbăm ești un fracul pentru așa avant-premiera. Ești, dar Vechiul Testament vă contrazice. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost aici la podcast, primii mei invitați. Nu vezi, cred că am dat răspunsurile astea la această întrebare. Da, unde eu am tot timpul, eu le-am pregătit. Știam ce să răspund. Ne-a făcut de rahat. Nu, v-am stors ca pe niște portocali. Pentru un suc mic. Shot. Data viitoare o să... Da. Facem niște mai ciorba. Data viitoare o să scriu un eseu pe care o să vin și o să-l citesc. Perfect, dizertație. Și o să învăț și mai multe cuvinte de care o să fiu sigur. Adversitate. Aversiune. Averse. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Și eu mulțumesc pentru invitație. Poate facem chiar al doilea episod din MCN, poate îl facem tot împreună. Da, pentru că să fie noi suntem și doi. Continuare, să facem partea a doua. Ar fi grozav. Avem mai mult timp acum. Da. Super. Da. Bine, vă mulțumesc foarte mult. La revedere. Mulțumim, la revedere. La revedere. Top.